bun găsit, prieten! Ce mi s-a părut foarte interesant zilele acestea au fost câteva zile fără soare sau, în orice caz, un soare acoperit de nori și cu o vreme închisă. Zile în care au fost probleme, desigur, cu sintetizarea vitaminei D. Știm foarte bine care este rolul ei. Pe timpul verii ne facem așa depozitele de vitamina D, dacă se poate spune așa, desigur, nu în termeni medicali, dar în orice caz atunci avem mai mare posibilitate să sintetizăm vitamina D stând la soare. Acum însă este bine să ajutăm corpul să umplem carențele de vitamina D cu un aport zilnic și am vorbit cu un nutriționist care ne-a recomandat majorității să luăm vitamina D. Sigur, putem să facem o analiză de sânge și să ne dăm seama dacă avem sau nu carențe, lipsuri în ceea ce privește această vitamină, dar majoritatea oamenilor suferă din cauza vitaminei D, nu numai pentru că ea nu numai pentru rolul ei pe care îl are în asimilarea calciului, ci pentru că această vitamină reglează secreția de insulină, dacă vă vine să credeți, are un rol important în menținerea glicemiei și ca atare a funcționării glandei tiroide. Așadar, mare, mare atenție în această perioadă a anului, dacă doriți să vă faceți o analiză cu privire la vitamina D, să vedeți dacă aveți suficientă și dacă nu aveți suficientă, consultați specialistul. Există mai multe feluri de vitamina D și extrasă din plante în mod natural, care se asimilează mai bine și asta are un efect benefic asupra organismului. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, zi minunată, să aveți un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.